Azi chiar stăteam și mă gândeam, bă, eu cu cine putez mâncați și nu am un răspuns. Apropo de asta, voiam să urmărim împreună acest nou material de la Recorder. Mi se pare foarte amuzant. Nu l-am văzut pe tot, dar mi se pare amuzantă situația. Este vorba despre un fost secretar de stat care s-a împotrivit lui Ciolacu. Mă rog, hai că vedem video. Hai că vedem video. Poți citește articolul de pe Recorder? Aș putea lua, adică. E acest articolul. Nu, n-am citit. Nu știu nimica. Erou sau impostor? Ce am găsit în dosar? Ah, ba da. Actualul premier al României are un certificat de revoluționar încă din 90. Pe când era mic afacerist la Buzău și student al controversatei Universității Ecologice. Ca să obțină acest prim brevet, vânat de mulți oportuniști ai tranziției, a depus un dosar cu declarații holografe despre participarea sa la Revoluție, precum și alte dovezi pe care le-a considerat relevante. Ia mă, a, da, e aia când zicea că a făcut Revoluția la Buzău. A făcut Revoluția la Buzău și de-aia i-am dat un teren la om. Doamne Dumnezeule. Ciolacu, cel de acum 3 decenii, își susține teza eroismului la Revoluție printr-o multitudine de neconcordanțe de timp și de loc, rolul determinant pe care și-l atribuie în declarații nu e confirmat nici de alți participanți, nici de fotografii, nici de documente relevante. Argumentele cu care revoluționarii adevărați, ca și cei de carton, au cerut în ultimele 3 decenii diverse certificate, au fost printre cele mai păzite documente ale tuturor guvernelor postdecembriste. Cei care au revendicat de la statul român titluri onorifice pentru că au ieșit pe străzi în decembrie 89 au fost, în rare cazuri, eroi veritabili ai acelor zile. Doamne, e așa de deprimantă chestia asta. Doamne, este atât de deprimant. Să-mi bat de viață. Mai ales acum când vezi că au și desecretizat dosarul și, mă rog, e, da, e crunt. Când situația revoluționarului Ciolacu a ajuns însă subiect într-o instanță, iar eroul de la Buzău, prim-ministru al Guvernului României, am considerat justificat să insistăm din nou la Secretariatul pentru Revoluționari pentru a avea acces la documentele care stau la originea acestui dispute. Acces pe care, de data aceasta, l-am primit. Cea mai interesantă piesă din dosarul de revoluționar al premierului este o declarație personală scrisă de mână care prezintă versiunea lui Marcel Ciolacu asupra Revoluției Buzoiene. Revoluția buzoiană. Nu e datată explicit, dar din prezentarea semnatarului ca student în anul 2 la Universitatea Ecologică, secția Drept, se poate deduce că a fost scrisă în toamna lui 92. Marcel Ciolacu avea atunci 25 de ani. Măi, un copil. În povestea tânărului Ciolacu, flama revoluționară locală se aprinde pe 22 decembrie 1989 dimineață, iar el își ia în acest scenariu un rol esențial. Îi reproducem în continuare relatarea fără a interveni asupra ortografiei sau punctuației originale. Ah, wow, ok, ia, fără a interveni. În dimineața zilei de 22 decembrie, cunoscând de la postul radio Europa Liberă ce se întâmplă în Timișoara și București, am plecat la serviciu, ne-am propus colegilor să mergem în fața sediului județean al PCR. Aici am fost întâmpinați de poliție care a încercat să ne întoarcă din drum. Deoarece eram numeroși, poliția a fost ineficient. Am intrat în sediul PCR, unde împreună cu alți cetățeni ne-am organizat în CFSN, Frontul Salvării Naționale, ce... Nu, stai. Și am pus oamenii să păzească bunurile și documentele din sediul PCR. Pe primul secretar l-am pus sub pază și l-am reținut în sediu pentru a ne informa asupra unor detalii pe care nu le cunoaștem. Ce e CFSN? Consiliul Frontului Salvării Naționale? Am înțeles, au făcut ei... Da, covrigarii Frontului Salvării Naționale. În dosarul de revoluționar apar și declarațiile a 3 martori care l-au susținut pe Marcel Ciolacu încă din 92, inițiativa sa de obținere a unui certificat de revoluționar. Ce e tasul lui Ciolacu? Că era ceva tasul. Nu știu dacă era securist. Fiul unui militar, așa, militar de carieră, comandorul Ion Ciolacu, aviator decorat cu emblema de onoare a forțelor aeriene. Așa, gata, știam eu ceva, mă scuzați. Știi, adică cred și eu că are oameni care îi susțin mărturiile și care depun mărturii în favoarea lui. Când a început de fapt Revoluția la Buzău? Reconstituirea Revoluției de la Buzău nu a fost vreodată un lucru ușor. Fotografii sunt puține, iar mărturiile mai degrabă contradictorii. Printre certitudini e totuși aceea că buzoienii s-au strâns într-adevăr în fața Palatului Comunal, fostul sediu al județenii de partid, pe 22 decembrie. Dar abia după fuga lui Ceaușescu. La scurt timp, prim-secretarul comunist Simion Cotoi ieșea în balcon să calmeze mulțimea. Totuși, îndemnul lui, nu faceți prostii. Nu faceți prostii. Fiți cuminți. I-a aprins pe oameni în loc să-i calmeze. Așa s-a intrat în acea după-amiază în sediul actualei primării. Momentul e identificat într-un studiu documentar al armatei. Fuga lui Nicolae Ceaușescu este consemnată în documentele de la 12 a 10, mă rog. Oricum, Ceaușescu n-a fugit pe aici, deci n-a avut treabă cu Buzău. La Buzău, în schimb, parchetul militar a infirmat constant prin adrese oficiale că au existat morți, răniți sau reținuți înainte de fuga dictatorului, ceea ce înseamnă că oamenii care au ieșit pe stradă în acest oraș nu pot fi considerați ca având un rol determinant în prăbușirea comunismului. Drept urmare, același
secretariat pentru revoluționari care i-a acordat buzăului titulatura de luptă, titulatura, se luptă acum într-un alt proces civil să i-o retragă. Vă dați seama că gen i-au invalidat lui Ciolacu din start toată ideea de revoluție. Adică ăsta nu e erou al revoluției doar prin prisma faptului că, nu-i așa, n-a fost o revoluție sângeroasă, ca să zic astfel. Ce aveți cu Buzău? Nu știu, e amuzant cum sună Buzău. Gândiți-vă că a fost o revoluție și că am intrat când ne-a venit în cap. Nu știu, nu m-am uitat la ceas să știu dacă era înainte sau după 12:10, spune revoluționarul buzoian Lionel Zomser. Aflat acolo de la început și a devenit membru al primului Consiliu Județean Provizor al Frontului Salvării Naționale. Și totuși un alt nume important al Revoluției de la Buzău, fostul vicepreședinte al CJFSN, Călin Ghețu, are o versiune mai precisă asupra cronologiei și amintește că personal a intrat în Palatul Comunal după ce Mircea Dinescu anunțase la televizor fuga ceaușeștilor, undeva între 13 și 16. Am revăzut acum vreun an, doi, o declarație de a domnului Ciolacu și de a domnului Zosmer în care spuneau că în momentul în care ei au intrat în Palatul Comunal, m-au văzut pe mine. Au intrat la o diferență probabil de jumătate de oră. O oră după ce pătrunsesem și eu în palat. Așadar, teza ocupării instituțiilor înainte de 12:10 se mai infirmă încă o dată. Oh, aleu. Ați înțeles, da? Și totuși, unde lucra electronistul Ciolacu? O documentare detaliată când Marcel Ciolacu era președintele Camerei Deputaților și primea secretariatul pentru revoluționar condus. Aoleu, deci în 2019 Marcel Ciolacu era președintele Camerei Deputaților și primea de la secretariatul pentru revoluționar condus de PSD, da? O prima aprobare pentru titlul dorit. Nu a identificat niciun revoluționar buzoian care să-i fost politicianul și coleg de serviciu. Care să-i fi fost politicianul și coleg de serviciu. Tot atunci, Marcel Ciolacu ne trimitea în scris precizarea că în momentul revoluției era angajat al unei secții a electronicii industriale din Buzău, fără a oferi și alte detalii. Controversa iscată de faptul că Buzăul nu avusese nicio întreprindere comunistă cu acest nume se rezolvă parțial în vara acestui an. Aș vrea să postura de prim-ministru Marcel Ciolacu uită ce a consemnat în declarația personală din 92, ca și în ce a trimisă de recorder în 2019. Și își menționează în CV locul de muncă din perioada 88-90, întreprinderea electronică industrială București. Și într-adevăr, la București a funcționat o fabrică omonimă, fără a avea însă vreodată vreo subsidiară la Buzău. Electronica industrială făcea componente de bază pentru televizoare și difuzoare, dar a preluat după 81 și producția militară a fostelor uzine bucureștene electronică. Iar Marcel Ciolacu, pe atunci muncitor electronist, venea după un stagiu militar în apropierea capitalei. Dacă lucra la o întreprindere din București, cum a dat tânărul Ciolacu fuga la servici în Buzău în dimineața zilei de 22 decembrie 89, ca apoi să strângă grupul cu care a mers la sediul județean al PCR, a înfrânt miliția și a preluat controlul administrației buzoiene. Măi, e minunat. Doamne, cel mai mult s-a încăcat. Totul numai câteva ore înainte ca regimul comunist să cadă. Ok, ați înțeles în principiu. Sunt Mihai Dodu, fost secretar de stat până la data de 27 decembrie, ora 9 seara, cu publicarea în Monitor Oficial, și vreau să arăt faptul că am aflat din Monitor Oficial că sunt demis cu semnătura domnului premier. Este vorba despre abateri de la legea protecției datelor cu caracter personal. De altfel, știu că Corpul de Control a și sesizat Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și urmează concluziile să fie trase în perioada următoare. Știți, practic, cea... Deci stai, n-am înțeles, l-au acuzat pe ăsta? Stai, a supărat? E. Reportajul dumneavoastră. Aha. Aha. Okay, la jumătatea lunii decembrie, Recorder a publicat dosarul în baza căruia Marcel Ciolacu și-a obținut certificatul de revoluționar. Totodată am verificat informațiile din documente și am arătat că multe dintre afirmațiile pe care actualul premier le-a făcut despre participarea sa la revoluție sunt contradictorii sau false. Dosarul revoluționarului Ciolacu ne fusese pus la dispoziție de Secretariatul de Stat al Revoluționarilor după o solicitare făcută în baza legii liberului acces la informații de interes public. Auzi, dar pe același sistem nu cumva asta e o lege care nu se respectă când vine vorba de dosarul revoluției, care Sanche a fost desecretizat, dar sunt tot felul de jurnaliști care nu reușesc să pună mâna pe el, îi tot amână. Cumva nu știu cum dracu se face că s-a desecretizat dosarul, dar are acces numai Antena 3. Eu sunt foarte curios dacă scoate Recorder ceva pe tema asta. M-ar interesa mult, pentru că nu mai pot să aud doar Antena 3 vorbind despre dosarul Revoluției. Mă scoate din minți. Pe data de 14, deci când a apărut reportajul, undeva la 10-11 până în 12, la ora 3, au venit doi membri ai Corpului de Control foarte impacientați. De ce n-au știut de acest lucru? Și am spus, domnule, este liber acces la informații de interes public. Și au cerut note justificative, au cerut răspunsuri, i-au ținut pe colegii mei peste program, putem proba. Cum
cum dictau ce să scrie. Inspectorii de la Corpul de Control dictau angajaților de la secretariat ce să consemneze în declarațiile asumate. Unul e angajat la arhivă. Arhivă. Dosarul făcea parte din arhivă, da? Mihai Dodu e profesor de istorie și fiu de erou martir al Revoluției. În aprilie a fost numit de premierul Nicolae Ciucă șef al Secretariatului pentru Revoluționari, fără a fi înregimentat politic. 5 luni mai târziu primea din partea Recorder o solicitare și elibera, astfel, copia anonimizată a dosarului de revoluționar al premierului Marcel Ciolacu. Cum și-a permis nesimțitul? Ciolacu Marcel. Povestiți-ne, vă rog, ce s-a întâmplat în ziua în care am cerut acest dosar și ați decis să ni-l dați. Care a fost atmosfera în instituție, dacă vă amintiți? Mi-aduc bine aminte, s-au precipitat lucrurile. Colegii mei de la Serviciul Revoluționarii și de la arhivă nu știau ce să facă. Erau așa întrebări, cum să zic, era totuși premierul, dosarul premierului. Dar, dincolo de asta, avem o lege a transparenței. Deci n-ați avut motiv să ne refuzați? Nu. Arhivarul și-a făcut treaba cum trebuie, doar că erau colegii mei de la Serviciul Revoluționar foarte siderați de ce se întâmplă acest lucru. Și bineînțeles că ulterior au și transmis mai departe pe surse că s-a procedat în consecință. Deci dumneavoastră cred că nici nu ajunseseți la mașină cu dosarul, că se și știa pe surse că s-a ridicat dosarul. Pe surse unde? În presă? Sau vă referiți la instituția guvernului care vă era... Presă. Direi până în instituția guvernului vorbesc. În vara acestui an, Marcel Ciolacu a dat în judecată Secretariatul pentru Revoluționari după ce pe 27 iunie o comisie din cadrul acestei instituții anulase, în urma unei sesizări, aprobarea preliminară prin care premierul urma să obțină un titlu de revoluționar superior, luptător, cu rol determinant la Revoluție. Bă, voi vă dați seama, mă, mâncați-aș. Acest om, pentru că, mă rog, allegedly, a fost la Revoluție la Buzău, încerca să ia, mă rog, allegedly, că apparently chestia asta nu e adevărată, dar voia să primească rolul de luptător, de ăsta, titlul de revoluționar superior, adică luptător cu rol determinant. El se crede gen Mircea Dinescu Sanchi. În Buzău, da. Nu știu, man, încep să simt, știi ce simt? Știi că e toată discuția asta zilele astea, domnule, că a ieșit acel sondaj în Scop, în care, nu mai știu cât era, 48% din români, cred că era mai bine pe vremea lui Nea Nicu. Și pot să, mă rog, fiu de acord că poate nu era neapărat mai bine, mă rog, aici e o discuție, cred eu, un pic cam stupid așa. Dar ce mă interesează este că, bă, nene, dacă crezi că era așa de rău cu securitatea, cu abuzurile de putere din nomenclatură, cu, da, toate căcaturile astea, dacă crezi că era așa de rău atunci, de ce nu crezi că este oribil și ceea ce se întâmplă acum? Nu cumva e evident că oamenii ăștia cumva ne-au păcălit să le acceptăm lor căcaturile doar așa că ne dă la schimb un iPhone și whatever, o mașină electrică de-a lui Elon Musk? Și când ne gândești că ăsta o să iasă președinte? Crezi tu că ăsta o să iasă președinte? Ok, bine, hai să ne mai uităm mai departe. Ok, am înțeles. A fost o conversație scurtă, cred că un minut. M-a sunat premierul și pot să probez acest lucru cu telefonul că... Vă rog, ați păstrat această... Am făcut un print screen. Știm cum este cumva uzanța în România și am zis totuși să probez ceea ce spun. Pot arăta la cameră. Premierul, am un apel ratat la 15 și 17 minute și un minut mai târziu am inițiat apelul. Care erau intențiile? Ce v-a transmis? Mi-a transmis că este dreptul dânsului să acționeze în instanță instituția și m-a întrebat în mod direct dacă vreau să fac politică sau secretaria de stat. Și am zis doar secretaria de stat în litera legii. Ce ați înțeles din această întrebare? Vreți să faceți politică sau secretaria de stat? Ați văzut aici un semnal de intimidare, o invitație la a face politică? Și una și alta. Acum înțelege fiecare cum crede. Eu am înțeles că sunt amândouă. Nu mi-am aminte să fi vorbit la telefon cu domnia. A zis că l-ați sunat și că l-ați sunat că vă veți apăra în instanță. Asta e declarația omului. Repet, nu poate să spun orice. Am încă o memorie destul de bună.
La scurtă vreme, dar, după ce ne dați accesul la dosarul premierului Ciolacu, vine corpul de control la dumneavoastră în instituție. Credeți că există vreo legătură între cele două evenimente? În mod clar. Dumneavoastră aveți în a doua jumătate a lui septembrie acces la dosar, instituția vi-l pune la dispoziție și la două săptămâni a venit corpul de control, pe data de 3 octombrie. E, să spun elegant, e dubios ce se întâmplă, e chiar așa, corpul de control vine în... Adică e pe față, e straight up, e pe față, nici măcar nu încearcă să ascundă chestia asta. Și s-au gândit că genomul ăsta nu o să vorbească, că o să păstreze pentru el sau că nu înțeleg. Control la instituția care a acționat în instanță, adică nu credeți că e o intimidare? Nu credeți că fiecare cetățean român clar înțelege ce se întâmplă? Adică... Dar ați continuat să rămâneți în funcție, în ciuda acestor semnale pe care le-ați luat drept intimidări. Deci, în mod concret, dincolo de prezența corpului de control, timp de câteva luni nu s-a întâmplat nimic. Da. Până când am publicat noi, pe Recorder, acest dosar. Exact. Penultima zi a misiunii. De control. De control, că pe 15 se încheia. Penultima zi, aici a fost problema. Corpul de control al prim-ministrului susține că a derulat o acțiune de documentare la Secretariatul de Stat pentru Revoluționari. În sinteza constatărilor preliminare, i-a propus premierului Marcel Ciolacu eliberarea din funcția lui Mihai Dodu. I-a propus. Printre acuzațiile aduse fostei conduceri se numără și punerea la dispoziție a mass media unui dosar administrativ de revoluționar în condițiile unei dispute în instanță și fără anonimizarea completă a tuturor datelor personale. Alte critici se referă la anularea certificatelor de luptător cu rol determinant pentru 65 de persoane și la nerezolvarea unor petiții. Considerați că una dintre acuzațiile care sunt formulate acolo în lista corpului de control are susținere în acest moment? Păi, misiunea a privit perioada ianuarie 2021, 30 septembrie 2023. Dacă ne uităm într-o proiecție de 2 ani și 9 luni, eu am avut doar 6 luni. Mm-hmm. Am scris clar să se țină seama de faptul că răspund doar pentru cele 6 luni, știind că în urmă a venit DNA-ul acolo. Au fost secretari de stat arestați. De când se scot certificatele la vânzare? Știți? Știți cumva s-au vehiculat și păci? De peste 1000 de euro. Mi se pare fantastic cât de proști sunt și nu e doar la noi, mă, Mâncațaș, chiar vorbeam zilele astea despre Watergate, nu știu dacă știți cât de, bă, Mâncațaș, cum i-au prins pe aia, bă, ultimii proști, mă, Mâncațaș, ultimii proști, mă, Mâncațaș, că puneau la sediul democraților, puneau un bandă scoci pe găoace aia în care intră clanța, cum ar veni. Sunteți convins că acele certificate pe care le-ați eliberat erau îndrituite? Aici este situația profundă, doamna Simina. Avem orașe cu rol determinant care, conform probelor de la parchetul militar, nu trebuie să aibă acest statut, mai mult decât atât, dacă nu e statutul, și oamenii n-au cum să aibă rol determinant. Vorbesc Buzău, vorbesc Suceava, vorbesc Băile Hercurane, Piatra Neamț, adică... Eu știu, la Piatra Neamț mi-a povestit cineva că s-au strâns mai mulți oameni în piața Mihail Cogălnicianu ca să facă revoluția și după aia li s-a părut că au auzit niște împușcături și au fugit toți și de fapt era un trabant cu toba spart. Asta este tot ce știu eu despre revoluția de la Piatra Neamț. Cum să spun, e ca și cum ar avea o jucărie și o rom. Să dăm cezarul ce ar cezarului. Au fost niște orașe cu lor determinant și martiri, Timișoara, Sibiu, Cluj, București. Și ulterior să amestecăm lucrurile. Aici ești profesor de istorie și cred că am datoria aceasta, istoric, să spun asta. Mai mult, faptic cât a fost secretar de stat, am acționat în instanță pentru adevăr aceste orașe. Și da, politicul a creat această problemă și când se pune într-o normalitate situația, când avem un cadru legal, vine un secretar de stat care aplică legea, este el de vină pentru ce se întâmplă. Probabil că politicul așa a și gândit. Ce vor de la mine? S-au dus, am apărut dosar. Eu n-am văzut dosarul meu niciodată. În viața mea. Dar l-am văzut eu, l-am citit. Eu nu l-am văzut în viața mea. Despre ce vorbim aici? Ha? Că vrem să-i lăm, sunt obișnuit. Ce vreți, să încalc legea? Dacă nu mi-a recomandat corpul de control. A recomandat, dar nu v-a obligat corpul de control. E în subordinea noastră. Dumneavoastră putea să vă atac sau nu. Se recomandă?
pentru anumite fapte care vor fi înaintate la parchet. Da, domnule. S-a luat o decizie pe repede înainte. Seara mă trezesc cu monitorul oficial în care sunt demis. E un cadou făcut, cum să zic eu, 27 decembrie, după 34 de ani, unui fiu de erou, Dodu Daniel. Deci, Anca, vreau să-ți arăt Jean Texier, numărul 12, la etajul 2, acolo unde este balconul de termopan, în casa aceea s-a născut tatăl meu în 1961. Pe strada unde s-a născut, a murit în capul străzii. La Revoluție. La Revoluție. Nici 29 de ani. Cât era? 22 decembrie? 22 decembrie, ora 10 noaptea. Exact pe aici au trecut, în șir indian, și cu câteva case înainte, tatăl meu îi spune prietenului cel mai bun, lasă-mă pe mine primul, că pe strada asta m-am născut. Și fac rocada, tatăl meu fiind în față și urmând într-un șir indian așa, să spun, mama mea, soția prietenului și încă doi tineri care mergeau și ei să apere televiziunea. Ieșiți pe stradă, stimați români! Vă așteptăm să ne apărați și pe noi, ca să apărăm împreună democrația, România. Încă o dată apelul către întreaga populație a Bucureștiului de a se reîntâlni aici, în zona televiziunii, unde există o serioasă amenințare. În momentul în care s-a tras din spate stânga Drajan Texier numărul 6, tatăl meu a fost împușcat mortal în cap, mama mea a rămas acolo cu patru bărbați împușcați, trei răniți și tatăl care a crezut că a reșinat căzând cu capul de bordură sau... Sunt curios dacă acest om a primit un teren pentru pierderea tatălui. Așa, tatăl meu nu s-a mai putut face nimic, a fost împușcat direct în cap. Vedem în aceste zile, domnule Dodu, fiind încă zilele comemorării Revoluției din 89, vedem adesea o fotografie simbol în care niște oameni tineri țin în mână o pancartă, copiii noștri vor fi liberi, scrie acolo. Sunteți unul dintre copiii acestor martiri. Da. Cum vă simțiți 34 de ani mai târziu? Infinit, România a câștigat o libertate clară, dar mă doare că există aceleași remanențe de sistem. Aceste șicane, aceste, cum să zic eu, plângeri la parchet. Mie asta mi se pare, cu tot respectul acum, că domnul ăsta nu cred că este un om foarte inteligent și toate cele. Adică nu vreau să subminez autoritatea acestei persoane, dar cu tot respectul, faptul că suntem o țară coruptă și, mă rog, în halul în care suntem, nu e neapărat o remanență, cât este... este felul în care funcționează capitalismul. Iertați-mă că vă zic că ce facem noi aici la nivel de corupție este nimic pe lângă ce se întâmplă în America, ce se întâmplă în țările foste imperii coloniale, etc. E nothing. Tot respect. Pare greșit să pui ca și când, știi, domnule, democrația asta ea funcționează, dar vezi tu, avem o remanență a comunismului în care ne face corupți, gen, știi? Potriva secretarului de stat care a respectat legea, tinerii din 89 au ieșit în stradă împotriva acestor atitudini. Eu am convingerea, libertatea, clar, există. Dialogăm liber, ieșim în afara granițelor, avem decizii, putem să luăm decizii pentru persoana noastră, dar în profunzimea instituțională există astfel de remanențe. Asta e. Și altă chestie interesantă aici, ok, cu libertatea asta, mi se pare că există libertate și există prosperitate și belșug pentru acei oameni care au bani și putere și pentru everybody else. Cu cât ești mai sărac, cu atât mai tare se limitează toate lucrurile astea, nu știu, dar ăsta este sentimentul meu, cu tot respectul. Teoretic, da, toată lumea e liberă, dar practic, foarte puțin sunt. Cu tot respectul, când spui corupție de la capitalism, you're just hurting your cause, treci cu impresia că nu era corupție înainte de 89 sau în orice alt context? Băi, nu zic că nu era, dar... Da, sigur, exista corupție, dar cu siguranță nu era la aceeași scară la care vedem acum corupție în ziua de azi. Și Bebe Piro, cu tot respectul, dar uite-te la Statele Unite ale Americii, țară în care like, lobby-ul este 100% legal. Se strângă ea în și fac chete ca să le dea Congresul legi cum vor ei. Simplul fapt că putem vorbi despre asta și că putem critica sistemul este o schimbare extraordinară, nu ne bagă nimeni la reeducare. Da, eu ce să cer să zic este că l-am tot criticat și gen... Problema nu e neapărat dacă poți să critici sau nu, dar ideea este, man, să poți să îl schimbi, să ai capacitatea de a-l schimba. Noi nu avem așa ceva. E imposibil. Și nu doar noi, dar nimeni.
Uite și la francezii aia s-au chinuit, au avut vara asta proteste peste proteste și nu s-a schimbat niciun căcat nimic. Corupție e oriunde, e o acumulare de putere on top. Da, hai să vedem. Am fost liber și am acționat liber în litera legii până în 27 decembrie. Și consecința o vedem. Nu, n-am nicio treabă cu certificatele, n-am. Am fost participant la Revoluție în 89 cu alți colegi de-ai mei. Eram toți tineri de... Premierul Ciolacu susține că la termenul din 11 ianuarie 2024 va renunța la procesul început la Buzău pentru obținerea titlului de luptător cu rol determinant la Revoluție. Odată cu publicarea dosarului său de revoluționar, Recorder a semnalat însă mai multe nereguli care reies din acest document. Întrebările pe care le-am adresat public premierului rămân în continuare fără răspuns. Ce documente atestă participarea și contribuția sa la Revoluție de la Buzău, unde lucra în 1989? Cum se explică semnătura falsă și scrisul de mână care nu îi aparține pe unul dintre documentele aflate în dosarul său de revoluționar? Tare, frate. Tare, tatare, frate. Ce pot să zic? Tu te mai auzi de muzică? E, am zis să zic și eu. Și-au mai scos ăsta cu ce te sperii la ziua de mâine. Nu vreau să mă el, dar vreau să vă întreb pe voi ce vă sperii la ziua de mâine. Sunt foarte curios. Voi, cei din chat, dacă e să vă gândiți la ziua de mâine, ce anume vă sperie în legătură cu dânsa? Sunteți optimiști sau sunteți pesimiști? Dar nu-mi dați un răspuns foarte generalist, așa. Dați-mi un răspuns mai specific. Să mă mai sune vreun client nervos. Ok, that's pretty scary. Doar faptul că aș putea pierde pe cineva drag. Asta e la toată lumea. Corul aur la parlamentare. Crezi că ia 20% anul ăsta? Cât era în sondajele de opinie? Parcă tot la 10% se învârtea. Pierderea locului de muncă? Da. Am văzut mai mulți cu muncă. Teama că vă pierdeți locul de muncă, da. Dar de ce vă e teamă? Că o să vină criza și o să se facă iar disponibilizări în masă? Tata care are intervenție medicală într-un spital de stat și riscă o septicemie. Doamne, groaznică chestia asta, știu ce înseamnă. Suntem într-o permacriză din 2020. E, a tot fost amânată cu toate împrumuturile, toate cheltuielile care s-au făcut în ultima vreme. Da, mi se pare că a tot fost amânată criza. Că nu o să ajung să lucrez unde îmi doresc și nu o să-mi placă ceea ce fac. A, îmi pare rău. Dar nu crezi că, gen, ajungi să nu-ți placă ceea ce faci, orice ai face, atâta timp cât trebuie să faci asta în fiecare zi, 5 zile pe săptămână pentru tot restul vieții tale? Nu știu.